Invitații, vă spuneam, jurnalistul Adelin Petrișor. Adelin, tu ai fost și la baza aeriană în momentul aterizării avioanelor F-16 în România și cei doi piloți comandori instruiți să piloteze aceste supersonice, domnul Cătălin Miclo și domnul Adrian Motorga. Dumneavoastră ați urmat o școală foarte serioasă undeva în Portugalia și nu de câteva luni, ci de 2 ani, un stagiu de pregătire pentru aceste avioane F-16. Domnule Cătălin Miclo, cum a fost experiența în Portugalia în decursul timpului petrecut acolo? Au fost 2 ani încheiați pentru dumneavoastră? Da, 2 ani încheiați. Am făcut parte din prima serie de piloți, 3 piloți. A fost un program, aș putea spune, intensiv. Deci, în mod normal, noi am început, am parcurs 3 cursuri, care, în mod normal, un pilot american, al treilea curs, cel de instructor, îl parcurge după, 4, 5, 6, 7 ani. Deci, având în vedere experiența noastră anterioară, s-a ajuns la, să spunem, concluzia că cel mai bun compromis între timp și zbor ar fi 2 ani de zile cu cele 3 cursuri parcurse, în așa fel încât după cei 2 ani de zile să forțele aeriene să beneficieze de aportul a 2 instructori și 3 lideri de formație. Deci, practic, în cei 2 ani de zile am construit 2 instructori pentru F-16, 3 lideri de formație, tot pentru F-16, și încă 3, să spunem, coechipieri. Cum a fost momentul sfârșit de septembrie când ați venit acasă cu cu aceste aeronave F-16? Emoționant pentru dumneavoastră? Da, vă dați seama, un a fost moment emoționant. Foarte bine pregătit. După 2 ani de zile am aterizat pe o pistă românească, vă dați seama că sunt foarte multe emoții. Nici a fost primul care a făcut ajudaun. Însă lucrurile sau toată planificarea asta este atât de intensă și nu prea ai timp să trăiești, să zicem, momentul la... Deci nu prea ai timp să spui, ok, astăzi mă bucur că am ajuns acasă. Nu există așa ceva. Deci întotdeauna trebuie să pregătești altceva. Și exact în aceiași pantofi suntem și astăzi. Întotdeauna trebuie să pregătim altceva și... Ca să vă faceți o imagine, în Portugalia, să spunem, eram într-un mediu controlat. Eram ca niște cobai într-un mediu controlat. Laborator, da. Laborator. Aici suntem pe picioarele noastre, suntem încă sprijiniți de portughezi. Sunt și ei încă în România? Da, sunt încă pentru și o vreme? Pentru 2 ani de zile o să ne susțină încă. Aici suntem pe picioarele noastre și trebuie să suntem ca niște copii mici care acum învățăm să zburăm cu F-16 în România. Ce le povestiți acasă celor care sunt curioși despre experiența aceasta în Portugalia, despre ce înseamnă MiG-21 Lancer sau F-16? Copiilor, de pildă. Copiilor, n-am ce să le folosesc foarte multe, pentru că copiii au fost cu mine în Portugalia o bună perioadă de vreme și mi se pare absolut normal pentru oamenii care au fost acolo, familia, de suportul moral să existe, pentru că altfel este foarte greu să faci față unui asemenea program. Imaginați-vă că pentru o zi de zbor sau pentru o misiune trebuia să ajung la servici la 7 undeva. Nu mă obliga nimeni să ajung la 7, dar trebuia să-mi fac anumite treburi, să spunem, și plecam tot pe la 7-8 seara. Pentru dumneavoastră, cum e când vă întoarceți din misiuni, din astfel de misiuni? Bombardat cu întrebări? Apropo de copii, m-aș întoarce către copiii din escadrilă. Vorbesc mai mult despre ei decât despre familie uneori. Și prefer să o fac așa, pentru că... Cât de tineri sunt? Obișnuiesc să le spun copii la toți tinerii care ne vin în escadrilă, pentru că așa am fost și noi tratați la început, ca și copii. Între 25 și 30 de ani. Asta e vârsta la care ajung în subunități. Întotdeauna le spun că pregătirea teoretică este baza pregătirii unui pilot. Dar pe lângă asta, acum am un nou model foarte motivant pentru ei, le spun, priviți-i pe ei, nivelul lor de pregătire le-a permis să parcurgă programul acesta scurt de avion multirol. Nu au decât să urmeze aceeași pași ca ei lor și să devină un model astfel încât se poate să acceadă spre nou avion, apropo de cele 48 care urmează să le achiziționăm. Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucuria de a fi? E o întrebare grea? Bucuria de a fi, cred că e bucuria de, lucru bine făcut. Asta îl văd eu. Deci, când ajung seara acasă și îmi văd familia,
sper în fiecare zi să am senzația că am făcut ce trebuia făcut. Pentru dumneavoastră, domnule Adrian Motorga, bucuria de a fi, ce înseamnă? M-aș întoarce în trecut puțin. Când am fost întrebat în clasa întâi de tovarășa educatoare, învățătoare, mă scuzați, ce veți face când veți fi mari? Destul de ferm am fost, pentru că m-am născut în Bacău și am trăit chiar lângă pista de decolare, aterizare. Zburam micul 21 și am zis că pilot și voi zbura micul 21. Astăzi chiar acolo sunt. Cred că spun tot. O întrebare care nu e deloc rea, până la urmă, la vârstele acelea mici. Ce te faci când vei fi mare?